Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare pentru zodia de foc, berbecul leu, săgetător. O etalare care să dezvăluie ce se va putea întâmpla în viitor, ceva neașteptat, ceva care aduce surpriză, ceva care este pe întâmplare, ceva ce poate fi în casă, ceva ce se poate întâmpla foarte curând. Este o etalare așadar pentru zodiile de foc, berbec, leu, săgetător. Vedem ce aduce întâmplarea în viitor, ce aduce neprevăzutul, care sunt surprizele în viitorul cel mai apropiat, ce va putea fi în casă în viitor. În viitor, zodiile de foc, berbec, leu, săgetător se pot aștepta la niște probleme de sănătate, să știți, care trebuiesc clarificate, pentru că vă pot crea probleme. Aveți de face cu niște, poate chiar cu niște energii puțin periculoase. Fie că aveți o influență din partea unei persoane, fie că e vorba de o problemă de sănătate care ține și de virus. Da, e puțin așa o energie care ține de evenimente. Și cu alte cuvinte, poate că trebuie să fiți mai prudenți pe sănătate dacă aveți evenimente la care participați, unde sunteți împreună cu persoane care poate nu sunt prea cunoscute de voi. E o bătălie și între bine și rău, cumva, între gândurile voastre și ceea ce trebuie să faceți, ceea ce nu trebuie să faceți. Haideți să vedem ce spun cărțile pentru zodia de foc, berbec, leu, săgetător pentru viitor, ceva neașteptat, ceva care poate fi în curând. O iluminare, o schimbare. Văd că sunteți puțin și rezervați, puteți fi mai rezervați, poate. Nu vă veți mai spune, poate, toate problemele, grijile. Nu vă veți mai arăta îngrijorarea față de viitor. Vă veți face poate griji, dar nu veți mai spune sau veți căuta soluții fără să le mai confirmați altora, fără să le mai spuneți altora din secretele voastre. În plan personal, în viitorul apropiat, în viitorul mai îndepărtat, deci viitorul, viitorul însemnând în decursul următoarelor luni, într-adevăr văd că vă căutați pacea sufletească, căutați să vă ajutați singuri, căutați cumva și prin intermediul celor cu care lucrați să vă simțiți bine, să creați un loc de muncă mai bun, mai stabil pentru voi, mai sănătos. Cumva vă veți ocupa poate și de sănătate, dar pentru problemele personale veți cere poate și sfatul cuiva sau sunteți voi cei care dați sfaturi. Deci mai degrabă decât cere sfatul, păreți persoane care voi vă oferiți ajutorul. Sunteți în plecați într-o perioadă, din punct de vedere personal, de vindecare. Poate că cereți ajutorul în acest sens. Vă duceți la terapeut, faceți o dietă, un tratament sau îi ajutați pe alții în acest sens. Ce se poate întâmpla în casă? În casă se poate întâmpla că voi sunteți, nu prea aveți mari așteptări. Cumva încercați să vă simțiți bine în casa voastră. Sunteți poate într-o relație de cuplu, dacă sunteți într-o relație de cuplu, este o relație de iubire, de sentimente împărtășite. Dacă sunteți singuri, nu prea aveți chef. Nu prea aveți chef de o nouă relație, pentru că nu aveți încredere. Cumva încă mai luptați cu această problemă de încredere. Nu vreți să vă lăsați duși de val, cum ar veni, ci încercați să vă clarificați ce vă doriți. Vă odihniți, vă căutați să vă refaceți forțele. Ce se întâmplă în curând? În curând așteptați-vă să aveți mai multă putere, mai multă forță, așteptați-vă să aveți un succes, așteptați-vă la a învinge o dificultate, a învinge un demon, să zic așa, o îndoială, a învinge răutatea cuiva, a vă vindeca. Deci, într-un cuvânt, a vă vindeca. Așteptați-vă în viitor apropiat să aveți mai multă forță, energie, să reveniți în forță, cum ar veni, să aveți un succes și pe cont propriu, cumva vă treziți, cumva vă
vă vine vreo idee, cumva vă autovindecați, cumva aveți această capacitate de autovindecare. Deci în curând se întâmplă deja acest lucru, deja vă curățați niște energii. În viitor, cumva la fel, duceți această bătălie cu gelozia cuiva. Pentru că în viitor s-ar putea să aveți de-a face cu perfidia, răzbunarea cuiva și veți avea succes, veți reuși să învingeți aveți ambiția aceasta să învingeți. Aveți dușman datorită inteligenței voastre, datorită faptului că aveți idei, sunteți creativi, datorită faptului că sunteți în succes, că sunteți creativi. Aveți și noroc, dar cineva încearcă să vi-l perturbe, să zic așa, să vi-l întunece, dar nu va reuși pentru că voi veți avea suficientă forță, puterea să învingeți acest rău, această forță care poate fi cineva care este, chiar poate sunteți sub influența unui atac, să zic așa, unor gânduri rele ale cuiva, de invidie, de gelozie, de ochi, dar veți învinge. Pe neașteptate, pe neașteptate, așteptați-vă la un succes care vine, la o iluminare, la o revedere cu cineva, așteptați-vă la un suport, la un ajutor din partea unei haine de stat, poate o întâlnire, puteți să cunoașteți pe cineva cu haină de stat sau vă întâlniți cu un prieten, vă invită pe undeva, văd că învingeți o suferință a inimii, cumva aveți o foarte bună intuiție. Voi anticipați ceva, deci pe neașteptate voi veți anticipa ceea ce vă poate fi de folos, ce vă poate fi util. E ca atunci când te duci și îți faci niște analize din timp și în felul acesta tu îți salvezi sănătatea sau tu, anticipând că te vei întâlni cu o anumită persoană, te duci într-un anumit loc și acolo poți cunoaște pe cineva. Pentru că văd că poți avea o întâlnire foarte reușită, poți avea o vindecare, poți avea o revelație, poți avea o soluție să scapi de o suferință, de un necaz, această gelozie, invidie care poate este cuiva, răutățile cuiva. Și pe surpriză, și întâmplarea, să zic așa, întâmplător vei face un drum, întâmplător poți avea un succes, un noroc, un câștig, niște bani, niște vești, o inspirație, o idee genială. Noi posibilități. Deci, întâmplarea ce-ți aduce mare noroc, mare reușită, mai multă forță, putere, reușita unor. Învingi dificultățile, se termină niște dificultăți pentru tine. Pe neașteptate pot veni vești bune, că ai scăpat de datorie, că ai rezolvat o problemă de sănătate, că nu mai se încheie o perioadă de criză, de probleme, de. Indiferent pe ce domeniu, văd acum că vei avea parte de reușită și chiar s-ar putea să apară și un iubit. Să apară o veste din dragoste de la cineva de la drum, să cineva te iubește, cineva să-ți trimite vreun mesaj, cineva să te caute, să te invite pe undeva. Dacă ai deja un iubit, te poți aștepta pe neașteptate la scrisori de dragoste de la această persoană, la invitații la un drum, într-o vacanță, la un câștig, un cadou, ceva, poți chiar avea un câștig la bursă, o speculație. Și ca și surpriză, așteaptă la vești, la noutăți, așteaptă-te și să te plictisești pe surpriză, cumva vei avea parte și de multă plictiseală, dar pe surpriză vei descoperi cine ți sunt dușmanii, dar vei avea profit în ciuda acestor dușmanii. Deci, la zodiile de foc, Berbec, Leu, Săgător, se pare că voi sunteți într-un succes, într-o reușită în viitor, următoarele luni cel puțin, dar pe sănătate, într-adevăr, veți avea așa o luptă între a vă liniști gândurile, a vă ține la distanță de virus, virus care pot fi atât pe sănătate cât pot fi și legat de informații, de vești, de ce lucrați voi cu tehnologia. Puteți avea de-a face astfel de dușmănii care încearcă. Deci sunt niște persoane care sunt răuvoitoare. Văd aici niște persoane care fac niște servicii, de serviciu pentru cineva. Ei fac un serviciu cuiva sau ele caută informații că în felul acesta ele fac un serviciu, câștigă ceva. Sunt niște persoane care sunt puțin
cu dorințe diabolice, să zic așa, cu o minte diabolică, dar veți curăța. Văd că vă curățați de acest, vă îndepărtați de dușmani, vă îndepărtați de această energie dușmănoasă, care poate fi fie pe sănătate, fie pe tehnologie, pentru, sau pe legat de persoane, pentru că aveți această putere în voi, această anticipați cum ar veni, aveți presimțiri, aveți viziuni, aveți vise premonitorii, captați energiile, le simțiți energiile și le și respingeți, aveți puterea să le respingeți, vă luptați cu ele. E posibil că vă luptați, este o luptă între bine și rău, acum ține și de credința voastră, dar fie că credeți sau nu credeți, energiile, forțe, să zic așa, care nu le percepeți, nu le vedeți, ele cumva caută să influențeze. Haideți să vedem și dacă se va îndeplini o anumită dorință, să vedem așadar în viitor dacă se îndeplinește o anumită dorință. Ține de inspirația voastră, cumva voi trăiți puțin spontan, cumva voi aveți acțiuni spontane. Haideți să vedem. Se va îndeplini o anumită dorință. Dacă v-ați gândit la dragoste, la sentimente, să știți că da. Să știți că da, dar nu veți fi lipsiți de gelozie. Deci, cumva, văd că din cauza unor persoane din anturaj puteți avea neplăceri. Veți descoperi o hoție, o pagubă care vă aduce în relația de cuplu sau în dragoste niște persoane care nu sunt, sunt geloase, sunt răzbunătoare, sunt perfide. Dacă v-ați gândit la bani sau ori la orice domeniu v-ați gândit voi problemele care le aveți pentru dorințe țin de dușmanii aceștia. Și îi veți învinge datorită credinței, datorită inteligenței voastre. Deci această gelozie, această perfidie o învingeți cu crucea credinței. Aveți putere. Da, din nou crucea. Deci cu siguranță veți învinge. Cu siguranță puterea vine. Deci foarte interesant. Cu siguranță veți învinge. Veți învinge pentru că veți găsi puterea în voi. Veți fi inspirați, veți fi ghidați, divinitatea vrea să vă ajute să vă îndepliniți dorința, indiferent de ce domeniu, dușmanii nu vă pot învinge, de ce? Pentru că voi aveți un secret. Secretul poate să fie credința voastră, poate să fie puterea care vă dă încrederea în voi și sunteți destinați, vă deci că e o chestie de karmă la voi, să aveți această putere de a învinge dușmanii. Deci v-ați născut cu o putere specială de a învinge dușmanii, de a lupta împotriva răului și aveți în voi toată această forță, putere și vine și poate și prin inteligență, vine și prin credință că văd că aveți și arhanghelii și așadar aveți crucea, aveți arhanghelii și chiar puteți fi un maestru, un magician, o persoană dotată cu niște capacități paranormale, niște văd aici, deci de 2 ore aveți și veți cunoaște dacă v-ați gândit la dragoste și persoana cu care sunteți sau pe care o veți cunoaște are la fel aceleași capacități și împreună veți distruge, împreună probabil puteți distruge la o scară mai mare, să zic așa, răul. Puteți schimba lumea, cum se spune, deci când aveți o misiune, cum se spune, pentru această viață împreună cu partenerul, cu partenera. Cam asta din ce văd, așadar, pentru zodiile de foc. Eu sper că ce am văzut de bine să fie de bine. Vă mulțumesc că am vizionat acest video. La revedere, să iubiți, să fiți iubiți!